Dragi prieteni, tineri, frați și surori, ne bucurăm pentru această nouă ocazie în care avem posibilitatea să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt al vieții pe care Dumnezeu l-a lăsat la îndemâna noastră. Suntem la cea de-a șasea prezentare din cadrul acestor teme, acestui ciclu de prezentări sub genericul încotro ne îndreptăm, iar cea de-a șasea temă care va fi prezentată în aceste momente sub titlul În fața raportului vieții, va avea ca prezentator pe pastorul Costel Bardaș, fie ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să binecuvinteze cuvântul care va fi rostit, să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră, pentru că această temă are de-a face cu viața mea și cu viața dumneavoastră. Va veni o zi în care ne vom înfățișa față în față cu toate acțiunile, cu toate cuvintele și cu toate aspectele vieții noastre. De aceea, înainte de a asculta un imn de laudă și a asculta cuvântul lui Dumnezeu care va fi prezentat, vă invit pentru un moment de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus ne-am plecat genunchii și inimile înaintea Ta, și îți mulțumim pentru că dragostea Ta față de noi se manifestă în fiecare moment al vieții. Îți mulțumim pentru că ne iubești și L-ai dat pe Domnul Iisus să moară pentru noi, ca prin El să avem speranța mântuirii și a vieții veșnice. Te rugăm ca să ne binecuvintezi pe fiecare cu prezența Ta, cu înțelepciune, cu credință, să binecuvintezi pe solul Tău care va transmite cuvântul Tău, să binecuvintezi pe toți cei care vor avea posibilitatea să-L asculte și să vizioneze acest program. Fă, Doamne, ca în viața noastră, în inima și mintea noastră, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, acest cuvânt să găsească un loc care să ne determine la cercetare, să ne determine la luarea unor decizii de a trăi o viață după voia Ta, să ne formăm un caracter pentru viața veșnică și atunci când vom avea de stat în fața raportului vieții, în dreptul nostru să poată fi scris iertare, împăcare cu Tine și viața veșnică. Te rugăm ca să ne ierți de vina păcatelor noastre, să ne dai înțelepciune, să ne dai curaj și încredere ca în aceste timpuri ale sfârșitului pe care noi le trăim să putem să ne menținem o încredere neclintită în Tine și în cuvântul Tău și să putem să-ți facem voia Ta. Cu încredere că ne ascult și ne vei binecuvânta, Te lăudăm și Te mărim acum și în veci. Amin.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate de a fi împreună în ziua de sabat. Îi suntem recunoscători pentru faptul că putem deschide împreună Sfânta Scriptură, iar inimile noastre sunt pline de bucurie, având în vedere faptul că putem studia împreună un subiect de o importanță majoră, în fața raportului vieții. Subiectul de astăzi trebuie să fie bineînțeles de fiecare dintre noi, pentru că în funcție de modul cum ne vom raporta la lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos astăzi în Sanctuarul Ceresc, în funcție de acest mod de a ne raporta, va veni și răsplătirea finală, fie viață veșnică împreună cu Dumnezeu pentru veacurile nesfârșite sau pierduți pentru veșnicie datorită faptului că am ales în viața noastră păcatul. În fața raportului vieții este titlul care conștientizează inima fiecăruia dintre noi că ziua aceasta a socotelii finale este foarte aproape și venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să fie precedată de această judecată de cercetare în care eu și tu, fiecare dintre noi, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru viața noastră care cuprinde foarte multe aspecte. Așa, pentru început să citim din 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 20 un text unde o să vedem că Ioan vorbește despre omniștiența lui Dumnezeu, despre calitatea sa de a ști totul. Și Ioan spune că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Deci Ioan vrea să ne ajute pe noi să înțelegem că această cunoaștere a lui Dumnezeu este în mod unic desăvârșită. Omniștiența lui Dumnezeu nu presupune doar faptul că El cunoaște aspecte legate de viața noastră, ci ar trebui să înțelegem că în înțelepciunea sa Dumnezeu are o cunoștință deplină despre ceea ce înseamnă natura, despre ceea ce înseamnă trecutul, prezentul și viitorul. Această cunoaștere pe care Dumnezeu a avut-o întotdeauna și o va avea întotdeauna este dincolo de capacitatea noastră de a cuprinde această capacitate a lui Dumnezeu de a cunoaște totul. Dar Ioan, vorbind despre Dumnezeu, face această declarație despre El că El cunoaște toate lucrurile. Un renumit teolog, aș putea spune, a scris într-un mod remarcabil despre această cunoaștere a lui Dumnezeu astfel. Dumnezeu cunoaște instantaneu și fără efort orice lucru și toate lucrurile, orice minte și toate mințile, orice spirit și toate spiritele, orice ființă și toate ființele, orice lege și toate legile, toate dorințele, orice secret nerostit, toate stăpânirile, toate lucrurile vizibile și invizibile din cer și de pe pământ, cunoaște toate misterele, toate enigmele, toate lucrurile care sunt făcute la întuneric. De fapt, Dumnezeu cunoaște totul despre mișcare, despre spațiu, despre timp, despre moarte, despre bine, despre viață și despre cer și despre iad. Iată, dragii mei, în aceste câteva cuvinte am vrea să înțelegem că raportul vieții fiecăruia dintre noi va fi exact. El va fi întocmit, dacă putem spune, cu multă minuțiozitate și va reda cu exactitate toate aspectele vieții fiecăruia dintre noi. Și ca să putem înțelege puțin din această calitate a dumnezeirii, aș vrea să ne gândim la ceea ce Evanghelistul Matei, în capitolul 10, cu versetele 29 și 30, sublinia că Dumnezeu știe când cade o vrabie și până și firele de păr de pe cap, ne spune Evanghelistul Matei, îi sunt cunoscute. Nimic nu este străin de Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu are o cunoaștere a ceea ce înseamnă lumea din jurul nostru și se îngrijește chiar de păsări, vă dați seama cu câtă exactitate cunoaște El toate lucrurile despre fiecare ființă creată după chipul și asemănarea Lui. La fel, lui Ieremia, la începutul slujirii sale, Dumnezeu i-a spus: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam
și mai înainte ca să fie ieșit din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. În linia aceasta aș vrea să continuăm și să ne amintim că atunci când Corneliu avea nevoie să audă solia mântuirii din gura lui Petru, este înștiințat într-o vedenie să-l caute la Iope, în casa lui Simon, tăbăcarul, lângă mare. Și observați cu câtă exactitate și câte detalii oferă Dumnezeu acestui om cu cernic și cu temere de Dumnezeu. Observați, în primul rând, îl înștiințează că urmează să fie contactat de Petru. Apoi, ni se spune că îi dă toate detaliile, nu? Exact localitatea unde trebuia să fie găsit, cum se numea proprietarul, dacă privim, este surprinsă și ocupația acestuia, nu? Simon, tăbăcarul și chiar locul unde era casa lui, lângă mare. Toate detaliile cu exactitate ne confirmă încă o dată faptul că Dumnezeu cunoaște totul. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, avem un alt tablou deosebit, într-o ocazie. Le spune ucenicilor săi, Domnul Iisus, că prietenul său, Lazar, a murit. Face această declarație când se afla la o distanță de aproximativ 50 de kilometri de casa acestuia. Iar în un ultim exemplu pe care vreau să-l aduc în atenția noastră este din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 18 și 19, unde are loc întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu acea femeie la fântâna din Sihar, în Samaria, care veniseră să scoată apă, iar Iisus o surprinde, o uimește, istorisindu-i acesteia trecutul, spunându-i, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Dragii mei, având în vedere aspectele pe care le-am enunțat anterior, și din aceste exemple putem trage o concluzie că nimic nu este ascuns de ochiul atot cunoscător al lui Dumnezeu. În general, ca oameni, avem tendința să ne ascundem și lucrul acesta s-a întâmplat de când prima pereche de oameni a păcătuit. Tendința, aș putea spune, naturală deja a firii păcătoase este să se ascundă, este să fugă de fața lui Dumnezeu și ulterior să-și scuze greșelile și păcatele. Dar vrem să înțelegem că dacă rămânem cu această idee inoculată în sufletul nostru, în mintea noastră, că putem să ascundem de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu aspecte ale vieții noastre, ne înșelăm singuri. De aceea este important să înțelegem astăzi subiectul acesta, că vom sta fiecare personal în fața propriului raport al vieții noastre, care va conține toate elementele care ne-au definit pe parcursul călătoriei noastre de la naștere până la mormânt. Haideți să facem un pas mai departe și vă invit ca să facem o incursiune în istoria celor 7 biserici care sunt consemnate în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa. Și o să amintesc doar puțin despre fiecare biserică câteva aspecte care arată încă o dată că Dumnezeu cunoaște istoria bisericii sale de la început până la sfârșit. Iar în Apocalips, capitolul 2, cu versetul 1 și 2, atunci când se adresează bisericii din Efes, martorul credincios spune, știu faptele tale. Când se adresează bisericii din Smirna, în Apocalipsa, capitolul 2, versetele 8 și 9, îi scrie, știu necazul tău și sărăcia ta. Când se adresează bisericii din Pergam, lucru care este consemnat în Apocalipsa, capitolul 2, versetele 13 și 14, iarăși martorul credincios spune, îngerul bisericii din Pergam scrie, știu unde locuiești. Apocalipsa 2 cu 18 și 19 consemnează raportul față de biserica din Tiatira, despre care la fel spune martorul credincios, știu faptele tale. Același lucru este consemnat și de față de ultimele 3 biserici,
Biserica din Sardes, Biserica din Filadelfia, Biserica din Laodiceea, despre care cel care cunoaște toate lucrurile declară, știu faptele tale. Deci Dumnezeu cunoaște în detaliu, cu lux de amănunte, dacă vreți, istoria profetică a bisericii sale în cele 7 perioade de timp. Ceea ce a fost profetizat s-a împlinit, iar ceea ce încă nu s-a împlinit urmează să se împlinească cât de curând. Apocalipsa, în aceste solii ale martorului credincios care spune știu tot despre tine, știu tot despre voi care compuneți biserica mea, vorbește despre suverință, vorbește despre mângâiere, oferă încurajare, vorbește despre răbdare, vorbește despre nevoia noastră a credinciosului de sângele ispășitor al Domnului Iisus Hristos și vorbește despre biruința finală, vorbește despre cununa nepieritoare pe care o vor primi toți acei care vor reuși să-și albească raportul acesta al vieții în sângele Domnului Iisus Hristos. Ei vor fi beneficiarii dragostei lui Dumnezeu și a sacrificiului suprem făcut pentru răscumpărarea noastră din această lume a păcatului. Pavel, în epistola sa către evrei, confirmă din nou ceea ce am învățat până acum. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Nu putem ascunde, dragii mei, nimic de Dumnezeu. De aceea cred că, începând de astăzi, fiecare dintre noi vom fi conștienți de prezența Lui asupra vieții noastre în fiecare moment. Dumnezeu ne vede. Dumnezeu consemnează cu exactitate ceea ce mănânci, cum te îmbraci, ce vorbești, cum este relația ta cu cei din jurul tău. Cu siguranță că Dumnezeu nu consemnează doar aspectele negative ca să fim îngroziți de lucrul acesta, ci Dumnezeu consemnează și lucrurile pozitive, facerea de bine, nu credincioșia. Toate aceste lucruri sunt notate cu exactitate și ele în final vor face diferența și ne vor poziționa în locul pe care de fapt prin gândurile noastre și prin faptele noastre le alegem astăzi. Psalmul 90:8 spune la fel, tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. El cunoaște toate amănuntele vieții mele și toate amănuntele vieții tale, ceea ce a fost făcut la întuneric, într-o zi vor fi aduse, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, la vedere. Acum, aș dori să discutăm puțin de anumite declarații pe care le găsim în Sfânta Scriptură și să putem vedea diferite tipuri de rapoarte, de biografii care au fost consemnate și să putem înțelege cum privește Dumnezeu viața noastră de credincioși. În Marcul, la capitolul 12, versetele 42 și 44, avem un raport al celor, i-am numit eu, anonimi, ai celor care poate nu au fost atât de vizibili în lucrarea lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, în slujirea pe care ei au făcut-o. Poate că multe din faptele lor aparent au trecut neobservate, dar îmi place acest raport în care Dumnezeu îi ia în vedere, așa după cum spuneam, pe cei care au fost mai puțin vizibili. Și uitați ce spune Evanghelia după Marcu la capitolul 12. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun, acesta este raportul, da? Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, că toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Nu a fost o persoană vizibilă în timpul viețuirii ei, dar Domnul Iisus Hristos a consemnat că viața ei, biografia ei, va fi
surprinsă în toate evangheliile și despre această femeie și despre slujirea ei și despre dragostea ei pentru Dumnezeu și despre sacrificiul ei, se va vorbi până la venirea Domnului Isus. Iar în sfințirea vieții este o idee pe care mi-a plăcut și aș vrea să o surprindem. Spune, s-ar putea ca mărimea binelui săvârșit de creștinii oarecum ne luați în seamă, dar totuși consacrați să nu poată fi apreciat decât atunci când raportul vieții lor va fi făcut cunoscut, când judecata se va ține și cărțile cerurilor vor fi deschise. Mi-am aruncat așa o privire doar pe paginile epistolei lui Pavel către Timotei și am găsit câteva nume care foarte puțin dintre noi le reținem sau poate puțin dintre noi le-am folosit experiența în predicile pe care le-am adus în atenția dumneavoastră. Uitați ce nume consemnează Sfânta Scriptură a unor oameni anonimi. Vorbește despre Artema, despre Tihic, despre legiuitorul Zena, despre Eubus, despre Pudens, despre Linus, despre Claudia. Oameni care și-au dedicat viața pe deplin lui Dumnezeu și care vor sta cu demnitate la ziua judecății înaintea cerului. Să mergem puțin mai departe, avem un alt raport. Avem raportul istoriei anilor irosiți. Și aici putem să amintim pe Solomon, care a făcut foarte multe lucruri. Putem să amintim, având acest raport, pe fiul risipitor, care la un moment dat i-a cerut tatălui averea, dorind ca să-și trăiască viața așa cum și-o poate dori, eu știu, un tânăr când este în primii ani ai vieții lui. Deci, Biblia consemnează rapoarte ale istoriei anilor irosiți. Perioade de timp, oamenii aceștia au ales să se înstrăineze de Dumnezeu, s-au îndepărtat de Dumnezeu, au trăit o viață păcătoasă, fiind mai mult satisfăcuți de plăcerile acestei lumi, de lucrurile și bunurile materiale pe care aceasta le-a oferit, dar în final, concluzia lui Solomon era că totul este deșertăciune și goană după vânt. Aceasta este concluzia finală, nu? A înțeleptului, înțelegând că toate aceste lucruri nu hrănesc, doar aceste lucruri vor fi consemnate în raportul personal al vieților noastre, raport cu care ne vom întâlni la ziua judecății lui Dumnezeu. Așa să amintim puțin despre biografia biblică a suferinței. Și aici avem mărturia aceluia care cercetează inimile, iar Dumnezeu despre Iov, lucru consemnat în capitolul 1 cu versetul 8, ne spune, Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Ce frumos ar fi ca acest raport să fie trecut în dreptul tuturor celor care trec prin anumite suferințe, care suferința să aducă răbdare, iar răbdarea să ne aducă la o cunoaștere totală, profundă de Dumnezeu și la o ascultare desăvârșită. Iar Iov este consemnat în Sfânta Scriptură ca având un raport al suferinței, dar un raport al credincioșiei lui față de Dumnezeu. Biblia consemnează, dragii mei, așa după cum am amintit, și rapoarte ale unor oameni care și-au irosit tinerețea, și-au irosit o mare parte din ani, rapoarte deci negative. Și vreau să amintesc la fel nume mai puțin cunoscute, ca să putem înțelege că nu este suficient să fim copii ai lui Dumnezeu de duzină.
Nu este suficient să ne mulțumim că numele noastre sunt trecute în cartea vieții. Da, ele sunt în cartea vieții și spunea Domnul Iisus, bucurați-vă că numele voastre sunt în cartea vieții, dar să nu uităm că ele rămân în cartea vieții până în timpul judecății de cercetare, când fiecare caz este adus înaintea lui Dumnezeu. Iar în a doua Timotei, la capitolul 3, versetul 8, Biblia ne vorbește despre Iane și Iambre care s-au împotrivit împotriva lui Moise, care au dat dovadă de necredință, iar în aceeași epistolă către Timotei, în capitolul 2 cu versetele 17 și 18, Scriptura consemnează experiența lui Imineu și Filet, a căror lucrare era să răstoarne credința altora. Iată cu exactitate Biblia consemnează atât lucrurile pozitive, cât și lucrurile mai puțin plăcute. Și fiecare dintre noi ne vom întâlni cu aceste lucruri în cărțile lui Dumnezeu. Pentru că Eclesiastul, la capitolul 12, cu versetul 14, spune căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și vă aduceți aminte, nu? Toate acele declarații din Apocalipsa, în istoria Bisericii lui Dumnezeu, știu totul despre tine, nu? Știu faptele tale. Iar aici spune, Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine sau rău. În cartea profetului Daniel, capitolul 7, cu versetele 9, ne confirmă încă o dată faptul că trăim în timpul acesta care a fost profetizat. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Iar dacă această declarație este în cartea lui Daniel în Vechiul Testament, dacă Daniel vorbea despre un timp care urma să vină la împlinirea celor 2300 de seri și dimineți, această perioadă profetică, în Apocalipsa, capitolul 14, cu 7, Ioan face această declarație care ne ajută să înțelegem că noi astăzi trăim în timpul judecății de cercetare. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Dacă vorbim de multe ori despre dragostea lui Dumnezeu, dacă înțelegem sacrificiul făcut pentru răscumpărarea noastră, dacă Dumnezeu se prezintă de cele mai multe ori ca fiind bun, îngăduitor, care oferă binecuvântări peste așteptările noastre, aș vrea să-L înțelegem pe Dumnezeu ca fiind și un judecător drept. Astăzi, fiecare dintre noi putem să schimbăm raportul vieții noastre. Dacă este pătat, dacă el consemnează lucruri urâte despre care nu am vrea să stăm față în față cu ele în ziua judecății lui Dumnezeu, astăzi noi trebuie să luăm hotărârea de a-L accepta în viața noastră ca Domn și Mântuitor personal. Astăzi este timpul în care fiecare dintre noi să ne mărturisim păcatele și greșelile înaintea lui Dumnezeu. Astăzi El încă mijlocește pentru noi, El încă cercetează cazurile noastre și încă poate să acorde har pentru fiecare dintre cei care aleg să se întoarcă cu toată inima în umblarea lor după Dumnezeu. Dar va veni un timp și timpul acela este aproape când cerul va rosti o sentință. Matei capitolul 22 cu versetele 11 la 14. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi,
legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Judecata de cercetare, iubiții mei, are loc în aceste zile în curțile cerești. Judecata de cercetare astăzi se face cu exactitate, încât nimic nu poate să fie străin de ochii lui Dumnezeu. Viața tuturor acelora care mărturisesc a fi urmașii ai săi trece prin fața lui Dumnezeu. Toți sunt cercetați după cele ce sunt scrise în cărțile din ceruri și destinul fiecăruia este hotărât pentru totdeauna după faptele lui. Prin această cercetare de către împărat a oaspeților veniți la nuntă, este înfățișată lucrarea pe care Domnul o face astăzi, lucrarea judecății. Prin haina de nuntă din parabolă este reprezentat caracterul fără pată al Domnului Iisus Hristos, caracter care trebuie să fie regăsit în viețile fiecăruia dintre noi, fără pată, fără zbârcitură sau fără altceva de felul acesta. Sfânta Scriptură ne spune că această haină a neprihănirii Domnului Iisus Hristos este făcută din inul subțire, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. De aceea aș vrea să reținem că tuturor acelora care astăzi aleg să-L accepte ca mântuitor personal în viața lor, le este dată neprihănirea Domnului Hristos, caracterul său cel nepătat. Haideți să ne gândim la Adam și Eva în curăția lor. Veșmântul lor era un veșmânt de lumină. Bucuria lor era bucuria de a sta în prezența lui Dumnezeu. Dar ispitiți fiind și alegând păcatul, alegând să se despartă de Dumnezeu, veșmântul acela care îi înconjura a fost retras de la ei. Iar în momentul în care și-au venit goliciunea, a apărut în om tendința aceasta de a construi o altă haină, un șorț. Ei l-au făcut din frunze de smochine. Noi astăzi îl facem prin justificările noastre care să arate că nu putem respecta cerințele și legea lui Dumnezeu. Cu aceste frunze de smochin încercăm să ne liniștim conștiința și să credem că putem trăi înaintea lui Dumnezeu diferit față de ceea ce a hotărât El. Nu este suficient să ne facem haine după propriile noastre păreri. Avem nevoie ca să primim haina dreptății Domnului Iisus Hristos, iar ea va fi oferită acolo unde există căință, unde există mărturisire, unde există disponibilitate de a împlini desăvârșit în totul cerința lui Dumnezeu, care este oglindită în legea celor 10 porunci. Referitor la faptele noastre, Isaia, vorbind despre noi, spune în capitolul 64 cu versetul 6 că toate faptele noastre, adică toată îndreptățirea noastră, toată neprihănirea noastră, sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Da, numele noastre, ale celor care am ales să slujim lui Dumnezeu, au fost trecute în cartea vieții. Dar se merită să punem o întrebare. Care creștini nu își vor regăsi numele în această carte a vieții? Iar din două trimiteri vom înțelege persoanele sau credincioșii ale căror nume vor fi scoase din această carte a vieții. Exodul capitolul 32 cu versetul 33 spune: Domnul a zis lui Moise, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Și aici am putea să ne gândim cum tratează Dumnezeu problema păcatului referitor chiar la Moise, nu? Moise a avut doar o greșeală, am putea spune, dar această greșeală l-a împiedicat să intre în Canaanul pământesc. Mulțumim Domnului pentru că
a folosit harul ulterior care i-a fost oferit și a mărturisit greșeala și a fost acceptat din nou înaintea lui Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 18, cu 24, ne arată că nu este suficient să consemnăm doar ani de credință, 30, 40, 70, 80, câți or fi ei, ci ne arată că Dumnezeu privește puțin diferit lucrurile. Ezechiel spune, însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el. Oare nu? Ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Iată, Dumnezeu ne învață că forma încăpățânată de a nega adevărurile cuvântului lui Dumnezeu ne va aduce la acel păcat care se cheamă hulă împotriva Duhului Sfânt, în care ușor, ușor vom respinge lucrarea lui Dumnezeu din viața noastră și vom auzi în modul în care, dacă alegem deliberat păcatul, sentința aceea, cum a intrat aici fără haină de nuntă. Aș vrea ca să urmărim în scurt un paragraf din Marea Luptă 482. Pentru că mulți, poate, dintre noi ne gândim că nu suntem atât de păcătoși ca cei care au săvârșit lucruri abominabile, lucruri grave. Nu mulți sunt etichetați de societate ca proscriși, dar o să observăm din acest paragraf, din acest pasaj inspirat, detaliile la care este atent Dumnezeu, încât nimic nu poate scăpa de ochiul vigilent. Și paragraful sună așa: în dreptul fiecărui nume din cărțile din ceruri se trece cu cea mai mare exactitate fiecare cuvânt greșit, fiecare faptă egoistă, fiecare datorie neîmplinită și fiecare păcat tăinuit, acoperit prin fățărnicie și reată. Avertismentele trimise din ceruri sau mustrările neglijate, momentele pierdute, ocaziile scăpate, influența exercitată spre bine sau spre rău, cu rezultatele sale mult cuprinzătoare, toate sunt înregistrate de îngerul raportor. Legea lui Dumnezeu este etalonul după care caracterele și viețile oamenilor vor fi examinate la judecată. Iar pentru noi, pentru tine care astăzi urmărești această prezentare, și bineînțeles, pentru oricare dintre noi și pentru mine este valabil să reținem această idee care a fost consemnată în acest paragraf, ocazii scăpate. Poate chiar astăzi Dumnezeu alege pentru ultima dată să vorbească conștiinței tale. Cum vei fructifica această ocazie? Vei lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să te impresioneze? Vei reuși să înțelegi că ești un păcătos care ai nevoie de ispășirea sângelui vărsat la Golgota? Vei alege tu astăzi, aici și acum, să-ți predai viața pe deplin în mâna lui Dumnezeu? Dacă vei face lucrul acesta, cu siguranță că El va așeza haina dreptății sale pe umerii tăi. Da, despre lucrul acesta aș vrea ca să continuăm și să vedem în ce condiții pot rămâne numele noastre scrise în Cartea Vieții. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 18, spune: te sfătuiesc, spunea Domnul Iisus, să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Te sfătuiesc, astăzi este timpul în care să renunțăm la haina zdrențuită de păcat pe care o purtăm cu multă demnitate nefirească, cu care astăzi reușim să ne poziționăm în societate, în locurile de frunte, dar în același timp să ne tocim și conștiința, considerând că și cei de lângă noi săvârșesc păcatul și că lucrul acesta nu poate fi atât de grav înaintea lui Dumnezeu. Alege astăzi să renunți la această haină a mizeriei și a păcatului și primește această ofertă din partea cerului de a îmbrăca haina neprihănirii Domnului Hristos. Apocalipsa, capitolul 3, cu 5, consemnează biruința finală a celui care va trece cu bine prin acest
prin acest proces de cercetare. Apocalipsa 3:5 spune, cel ce va virui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Din nou, acel veșmânt de lumină va fi atribuit copiilor lui Dumnezeu. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Doar atunci putem spune că este o bucurie și este o fericire, ca cea declarată de Domnul Iisus Hristos când spunea, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Ele să rămână și după judecata de cercetare, când fiecare dintre noi vom sta în fața raportului vieții. Iar experiența aceasta este ilustrată semnificativ în cartea prorocului Zaharia la capitolul 3, versetele 3 la 7. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea înaintea îngerului, iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată și au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ne dorim, dragii noștri, să avem parte de triumf, să avem parte de biruința finală asupra eu-ului nostru, asupra firii păcătoase, asupra a tot ceea ce ne împiedică să primim pe deplin binecuvântarea lui Dumnezeu. În curând vor veni vremurile de înviorare. Ploaia târzie va cădea peste cei care au reușit prin harul lui Dumnezeu să schimbe acest raport al vieții pătat până astăzi, datorită neîmplinirilor, datorită neglijențelor, datorită păcatelor care au apărut în experiența noastră cu un raport nou, cu un proces care se cheamă naștere din nou, cu o schimbare totală, nu? A minții noastre, în care să existe loc și bucurie pentru Dumnezeu și pentru cer, în care să fim ancorați în fiecare moment în făgăduințele Lui minunate. Aș vrea să încheiem și să înțelegem încă o dată că timpul pe care îl trăim e solemn. Astăzi, în timp ce face lucrarea de cercetare în sanctuarul din cer, brațele Domnului Iisus Hristos încă sunt ridicate și mijlocesc pentru tine. Mărturisește-i păcatul și întoarce-te către el. În curând, favoarea care este acordată păcătosului se va încheia, iar din momentul acela nu se va mai putea face nimic. Va fi rostită sentința finală, deci vei fi ori achitat, ori condamnat. E timpul să-L căutăm pe Domnul Iisus cu toată inima. E vremea ca să ne mărturisim păcatele înaintea Lui și să apelăm la sângele Lui ispășitor. E momentul deciziei tale. Vei rămâne cu frunze de smochin sau vei accepta haina dreptății Domnului Iisus Hristos? Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să aibă milă de poporul Său, de fiecare dintre noi, de tine care poate asculți astăzi acest subiect important și care nu ai voie și nu ai dreptul să ratezi ocazia care ți este oferită. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, a Lui să fie lauda și slava, iar a noastră îmi doresc deopotrivă să ne fie mântuirea. Amin. Dragii mei, în această seară, la orele 19, vom putea urmări din nou împreună ultima temă din acest ciclu de evangelizare, care va avea titlul Rodul Sacrificiului Suprem. Deci, la ora 19, vă așteptăm să fim din nou împreună. O zi de sabat binecuvântată în continuare. Amin.